Salutare și bine ați revenit pe Doctor de Permise, Alex cu voi și astăzi discutăm despre blocurile din Freidorf. Blocuri între care nu există marcaje și nu există indicatoare. Și ghici ce avem noi de făcut în această zonă. Păi, într-o zonă fără indicator și fără marcaj, avem de acordat prioritate de dreapta. Trebuie să înțelegeți acest lucru și e simplu să țineți minte că în zona asta se acordă prioritate de dreapta peste tot, da? Și în următoarea intersecție noi o să virăm stânga și o să luăm un pic la pas cartierul. Acum, situația este delicată între blocuri, pentru că, așa cum o să vedeți, sunt foarte multe mașini parcate, locul este îngust și, din păcate, nu există sensuri unice. Drumurile sunt cu circulație în ambele sensuri. Când spun că nu sunt marcate, nu avem nici măcar axa drumului trasat. Veți vedea imediat. Vom face stânga. Ar trebui să-i fi dat prioritate de dreapta. În virajul meu nu avea unde, pentru că erau mașini parcate. Și acum începe distracția. Deocamdată suntem pe partea noastră de drum. Orice intrare, nu aveți de unde să știți că e parcare. Ca și elev, ca și cursant, orice intrare, pentru orice intrare va trebui să vă asigurați în partea dreaptă. Acum, sunt pe depășire aici, da? Axul drumului este cumva sub roata mea dreaptă. Păstrez semnalizarea atâta timp cât roata mea este trecută în banda cealaltă, în contrasens. Din nou voi fi atent în dreapta. Aici este o străduță, da? Care iese în principal acolo. Am revenit în banda mea, nu sunt pe semnalizare. În următoarea intersecție, din nou mă voi uita în partea dreaptă și voi acorda prioritate de dreapta. Atenție cum vă încadrați aici, dacă vi se spune să virați stânga, nu vă duceți așa, pentru că dacă se apropie cineva de aici, nu poate intra de voi. Din nou, neacordare de prioritate și la revedere. Da? Și de aici va trebui să fiți atenți, deși voi aveți prioritate de dreapta, prea puțin șoferi, din păcate, o spun din păcate, cu mâna pe inimă, nu știu să acorde prioritate de dreapta aici între blocuri. Din nou, mă va interesa această stradă, mă uit să nu vină nimeni, și continui. Aici sunt pe depășire. Știu, e ciudat. Va trebui să țineți semnalizarea pusă ca să nu vă luați cele 6 puncte pentru nesemnalizare. Când vă apropiați de copii, când avem copii în preajmă, trebuie să știți că sunt imprevizibili. Nu vă bazați că se comportă ca un adult. Vă pot ieși în față fără nici cel mai mic avertisment. Da? 30 de km la oră pe aici este exagerat, deși vouă vi se pare o viteză mică, este exagerat atunci când avem de-a face cu copii. Da? De dragul demonstrației, virăm stânga, ne mai învârtim pe aici. Ar trebui să acordăm prioritate celor care vin de acolo și merg pe direcția înainte sau chiar intră acolo unde noi ne dorim să intrăm de data asta. Din nou, partea noastră de drum, foarte important. Nu ne interesează această stradă, ne vor da ei prioritate de dreapta. Zona este ok, vizibilitate bună, nu sunt situații de risc. Aici se vede clar că este o parcare cumva un nivel mai sus decât câțiva centimetri mai sus decât șoseaua. În schimb aici voi fi atent ca nu cumva să-mi vină cineva din dreapta. Aici voi fi atent să nu-mi vină cineva din dreapta. Și continuăm. Același lucru aici. Verificăm în partea dreaptă. Poate exista o mașină care să-și dorească să vină aici și să nu poată din cauza acestei aparcate. Deși eu m-am tras pe partea dreaptă de drum. Nicio tragedie. O să ne facă cu farurile. Cerem voie examinatorului să pătrundem pentru viraj stânga.
și intrăm deși n-am avut prioritate, da? Drumul, mașinile parcate ne obligă la gesturi de acest fel. Nu-i nicio tragedie. Explicați examinatorului că știți ce ați avut de făcut, el nu poate intra de mașina parcată și atunci va trebui să intrăm noi deși nu avem prioritate. Aveți de-a face cu oameni, înțeleg aceste situații, e nevoie doar ca voi să nu vă panicați. Bun, același viraj stâng aici. Aceeași prioritate de dreapta. Știu că poate pare plictisitor, dar încerc să merg cu voi pe toate străzile din această zonă și să vedem toate situațiile, da? De data aceasta aici virăm dreapta, nu mai mergem înainte. Ne uităm să nu vină nimeni. Suntem pe depășire odată intrați pe această străduță. Repet, viteză mică, nu știți ce poate ieși dintre mașini. Vrem să virăm stânga, nu mă încadrez, repet, ca vodă. Îmi place mie să spun, pe partea stângă de drum, nu este sens unic. Mergem până în punctul de vizibilitate maximă și pătrundem. Următoarea intersecție, virăm stânga. Retrogradăm până în dreapta întâi și ne vom încadra pe partea noastră de drum. Da, virajul stânga în L. Pe depășire, semnalizarea asigurare. Semnalizarea rămâne pornită pentru că sunt pe contrasens. Viteză redusă ca să putem evita, în cazul în care cineva vine din contrasens, să putem evita o eventuală coliziune, un eventual accident. Din nou, prioritate de dreapta, ne uităm. Un lucru interesant, dacă nu avem prioritate, priviți în oglinda mașinii. Oglinda mașinii parcată acolo, acel Audi negru, în ușa ei se vede cumva mașina de examen care se apropie. Da? Deci când nu avem vizibilitate, evităm să pătrundem atât de mult în intersecție și folosim mașinile parcate pe poste oglindă. Asta ca la capitolul tips and tricks. Bun, odată ajuns aici, suntem atenți în partea dreaptă să nu vină nimeni, repet, încadrându-ne pe banda noastră, partea noastră de drum. Din nou pe depășire aici. Un lucru interesant despre semnalizarea depășirii este că atunci când ajungem într-o intersecție, deși suntem pe depășire și deși continuăm, vom opri semnalizarea ca nu cumva cei care așteaptă să creadă că ne ducem în stânga. Din nou asigurare în partea dreaptă aici, ne tragem pe partea noastră de drum și continuăm depășirea. Aceeași situație în care aici n-am stradă stânga, nu sunt obligat să opresc semnalizarea. Din nou mă asigur de aici, să nu se apropie nimeni și îmi continui deplasarea. Acum sunt pe partea mea de drum, opresc semnalizarea și ajungem într-o intersecție. Vom vira dreapta, există o gură de canal foarte ridicată aici, atenție să nu vă suiți cu mașina pe ea. Iar lucrurile sunt delicate pentru că aici avem aceste tufișuri de care nu avem vizibilitate. De cele mai multe ori vor fi și mașini parcate aici care din nou ne îngreunează vizibilitatea și asigurarea, da? Ce spune legea în aceste situații? Pătrundem ușor și cu asigurare continuă. Iar spatele nostru nu trebuie să fie rigid, mereu vom face aplecări, ca să zic așa, pentru a ne asigura, da? Și mai este un ultim lucru pe care eu vreau să vi-l explic vis-a-vis de încadrare pentru viraj dreapta. Imediat discutăm, să reintru în zonă.
apropierea de trecerea de pietoni trebuie să reduc viteza. Pietonii aflați în traversare sau cei care au intenția de a traversa. Treaba asta cu intenția de a traversa este foarte relativă. Și eu zic să fiți extra precauți pentru că vă jucați cu jackpot, cu 21 de puncte, instant. Sunzare asigurare, 1,5 m, 1,80 m de bicicletă. Pentru ce această distanță? În așa fel încât dacă el este în stare de ebrietate, se dezechilibrează și cade, nu cumva să atingă mașina voastră și să fiți responsabili pentru acest accident. Ăsta e lucru pe care vreau să vi-l explic la virajul dreapta. Nu pătrundeți pe, direct pe contrasens, pentru că asta ar însemna să blocați pe cineva și ar însemna neacordare de prioritate. Veniți în spatele mașinii parcate pentru a vă putea asigura cu capul în acest fel. O mențiune este să nu vă duceți atât de mult și atât de aproape de această mașină, să nu mai puteți ieși din prima și să fiți nevoiți a face manevra de mers cu spatele. Din nou o presemnalizare de depășire pentru că am stradă aici, nu mă interesează. Aceeași situație în care trebuie să fiu atent din partea dreaptă. Mai departe cu depășire. Nu vreau să pară plictisitor, dar chiar îmi doresc să acopăr toate situațiile și să acopăr tot ce ar putea să vă dăuneze în zona asta. Bun, din nou asigurare din partea dreaptă. Trebuie să întoarceți capul. Nu mă interesează cât vă uitați voi cu coada ochiului. Trebuie să întoarceți capul. Examinatorul nu va sta să se uite la ochii voștri, oricât de frumoși ar fi. Din nou, viraj dreapta. Am venit ușor pe după mașină, mă asigur. Nu pătrund din prima, repet. Bun. Am scăpat, semnalizare, depășire. Asigurare din partea dreaptă. Am stradă, voi opri semnalizarea. Pun din nou semnalizarea. Știu că pare complicat, dar asta aveți de făcut. Din nou asigurare din partea dreaptă. Opresc semnalizarea pentru că am străduță aici. Nu mă interesează să virez stânga. În schimb aici voi vira stânga. Mă reîncadrez în banda mea cu semnalizarea asigurare. Și abia de aici am dreptul să virez. Pentru că dacă rămân acolo în contrasens, cine se apropie de aici și nu poate intra de mine este responsabil pentru eșecul meu la examen în ziua respectivă. Bun. Asta a fost zona Freidorf, zona de blocuri, cartierul în care voi sunteți nevoiți să acordați prioritate de dreapta, obligați chiar. Da, din nou oglinda despre care am vorbit în videoul trecut. Și sper că am răspuns întrebărilor voastre. Repet, dacă n-am acoperit ceva și dacă nu v-am spus tot ce ați avut nevoie să auziți, vă rog să-mi scrieți în comentarii și lămurim problemele. Eu am fost Alex, până data viitoare, salutare și drum bun și vă rog un share și un subscribe în cazul în care n-ați făcut-o, pentru că acestea mă ajută pe mine să evoluez și să fac în continuare ceea ce fac pentru voi. Pa, pa!